Iertați-mă, dar am venit într-o scurtătură. Am venit să dau ceva. După cum vedeți, avem o cană și o sticlă de apă. Mi se redoate la căldură, dar vreau să beau și ceva apă cu mesete. Ventilatorile vă mulțumesc că faci aer. Știți, am vrut să vă prezint și eu ceva foarte interesant. Ați văzut și voi, câte, îmi pare deși de scaun că e scurt, treabă un scaun egal și îmbrăcămintea e nașpa, când mergeam în restaurant. Dar așa e nașpa când e căldura aceasta. Deci, cum spuneam, vreau să vă spun așa, în timpul acesta este vorba despre ce fel de râsete folosesc oamenii. Păi folosesc râsete foarte interesante, amuzante și foarte costisitoare și ciudate, false uneori, râsuri false. Eu le știu pe toate. Vă prezint câteva râsete, dacă care știu că voi le-ați făcut de oriunde. Râsete surprinzător de amuzante. Cu telefonul în mână, cu paharul în mână sau cu un beat mâncat înainte. N-am nimic de mâncare, dar pot să mă prefacă cu mâncarea. Gata. Am mulțumesc ele pentru mâncare. Și zic să începem. Primul râs este unul foarte interesant văzut de la fiecare loc. Râsul atunci când mănânci și nu-ți dai seama că ai făcut. Ai farfuria plină cu lingura și atunci era cu lingura pur și simplu. Da, cam așa este restul când apuci de să vezi câte o glumă din asta pe la restaurante. Un alt rest este cu paharul, când, de exemplu, vei să bei foarte multă apă și nu știi ce să faci, cu vinul mai ales. Ăsta e un rest foarte când la glume mai ales, văzut de la glume. Ia uitați-vă aici ce fals râd eu acum, dar nu-i deloc râs. Este doar un exemplu de comediat adevărat. Mi-a și căzut apă. Dar se usucă. E căldură. Ce să faci? Râse false. Și râse amuzant. Doamne, iertați-mă, dar e așa de interesant să aud un râsă de-al meu, dar mă oască, uite, chiar așa pocăsul pe mine. Dar nu se comportă așa restaurant, dar așa fac unii nebuni la coate. Da, sunt când te aud, nu mă interesează. Haide, ce fel de râsă de vreți să mai arăt? Râsă de domnișoarelor, care le aud de fiecare dată când aud. Un exemplu de fetiță. Nu, e un râset obișnuit de... nu prea. Râset malefic. Râset amuzant. Nu e amuzant. Un râset așa caragios. nu e așa. Râset de gorilă, să spun așa. Așa. Ce râsete vreți să mai spun? Că sunt așa de multe sugestii. Dar să nu uităm de râsul cel mai întâlnit la oamenii nebuni, cum sunt beții. Mai turnăm o sticlă de apă, că nu mai putem de căldură. Păi, nu, mai trebuie o leacă, nu pot să spun că... Turnăm toată sticla, da? Bun. Am turnat toată sticla și acum bem. Iar asta este, doamnelor și domnilor, râsetul cel mai interesant al tuturor vieților. Când te pui la masă și când vezi... Te-a apucat râsul, dar nu știi ce să faci. O să fie ceva rău, cum a făcut și cu mine la Pticou, dar totul este o aventură. Așa este. Da, doamnelor și domnilor, ce vreți să mai spun? Aveți glume pentru mine? Ce glumă? Oh! Nu așa te-ați pe glumă, frate, nu. Deci, poftim. Râsetul meu este foarte ciudat, dar un râset așa de nu se mai poate. Continuăm, da? E doar vorba că nu-i paha, este cană. Atât, cană de boschetat. Ce glumă mai ales pentru mine? Nu pot să cred, fratele meu, ești așa de tare. Te-a spus, e umezeană și m-am udat. Dar totul se o rezolvă.
un șervețel. Pe atât atunci. Stați, mă duc mai întâi la camere să mă șterg. Că este așa de interesant să faci tu treaba de unul singur, de unul singur. Hai. Pe unde să mă duc?